Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii. De aceea și-a pus în gând să o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, s-a arătat în vis un înger al Domnului și i-a zis: Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă-ta, căci ce s-a zămizlit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul, care zice: Iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat la el pe nevastă sa, dar n-a cunoscut-o până ce a născut un fiu și el i-a pus numele Iisus. Amin. Iubit popor al Domnului, vă invit să vă reocupați locurile. Este o bucurie în ceruri pentru prezența fiecăruia dintre noi. Am fi putut să fim în locuri de destrăbălare, însă prin harul lui Dumnezeu suntem aici. Dragostea lui Dumnezeu ne-a chemat și noi știm în sufletul nostru că merită să-L urmăm pe Iisus Hristos. Biblia spune că la împlinirea vremii, Hristos s-a dezbrăcat de dumnezeire, a luat un trup de om, întrupându-se printr-o fecioară și a venit în lumea noastră ca să ne mântuiască, să ne vindece și să ne dea un alt destin cu Dumnezeu. Lucrarea aceasta a fost pregătită de Dumnezeu de-a lungul istoriei. Dumnezeu a vrut să mântuiască și să vindece oamenii. Sora Rodica Haragoș tocmai a trimis un bilet prin care mulțumește bisericii. Sora Ana Ursache este aici în urma unei suferințe de asemenea lungi, unei intervenții chirurgicale complicate. Și este aici la vârsta aceasta ca să-L onoreze pe Cel care i-a mai dat viață. Pentru aceasta a venit în lumea noastră Iisus Hristos. Și pentru că noi suntem în contextul acesta al aniversării nașterii sale, aducându-ne aminte de sărbătoarea aceasta care se concentrează pe nașterea sa. Noi am numit-o Crăciun, nu este un limbaj tradițional, popular. Însă nu așa de mult denumirea contează cât semnificația din sufletul nostru. În seara aceasta aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră un cuvânt al Domnului din textul care s-a citit și de dimineață și în după amiaza asta, pe care l-am numit atmosfera de Crăciun. Vorbesc cu unor oameni care îl cunosc pe Dumnezeu, unor oameni care deseori simt fiorul cercetării Duhului Sfânt, unor oameni care deseori lăcrimează la rugăciune sau citind în Scripturi. Dumneavoastră știți că atunci când Dumnezeu lucrează, El face o atmosferă specială în mijlocul căreia se introduce și lucrează. De aceea vreau să vorbesc despre atmosfera aceasta, pentru că această atmosferă este atmosfera ideală pentru sufletul meu, pentru casa mea, pentru sufletul dumitale, pentru familia dumitale și pentru biserica lui Dumnezeu. Dacă privim în acest text, nu observăm doar mișcări de oameni și îngeri, nu doar evenimente, ci observăm o anumită atmosferă care găzduiește lucrarea lui Dumnezeu în interiorul ei. Și primul lucru pe care îl observăm este neprihănirea. Dumnezeu nu are obiceiul să stea în locuri, în oameni, în încăperi, indiferent cum se numesc ei sau ele, dacă locurile sau oamenii aceștia nu sunt neprihăniți. Versetele 18, partea a doua, 19 și 25 vorbesc despre faptul că întotdeauna când Dumnezeu coboară într-un loc, coboară într-un loc sfânt. Când coboară într-un om, coboară într-un om sfânt. Când lucrează cu un om sau printr-un om, lucrează într-un om sau printr-un om sfânt. Dumnezeu niciodată nu se asociază cu absența neprihănirii.
Absența neprihănirii înseamnă absența lui Dumnezeu și prezența neprihănirii înseamnă prezența lui Dumnezeu. Dacă ți însetează sufletul după Domnul, atunci trebuie să înțelegi că condiția prezenței lui Dumnezeu în viața ta este neprihănirea. O neprihănire la care trebuie să visezi ziua și noaptea și după care trebuie să alergi chiar și atunci când ai alunecat, ridicându-te și începând, reîncepând alergarea celei de-a doua șanse pe care ți-o oferă Dumnezeu. Priviți, vă rog, contextul neprihănirii. În primul rând, logodnă. Doi tineri care își propun să se căsătorească, dar își iau un timp să se cunoască, fac un anunț public ca să încheie lista opțiunilor pentru alții, fac un anunț public ca părinții, rudele, prietenii, cunoscuții să știe că ei de acum încolo vor fi mai aproape unul de altul ca să se studieze, să se cunoască, pentru că ei nu vor să întemeieze o familie în necunoștință și mai apoi să spună: eu mă despart de persoana aceasta că nu mai pot sta lângă ea, nu am știut că este așa. Neprihănire înseamnă logodnă, neprihănire înseamnă curăție în perioada de logodnă. Observați ce spune aici Scriptura: Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună. Înainte ca să locuiască ei împreună. Versetul 25: dar n-a cunoscut-o până ce ea nu a născut fiul despre care vorbise îngerul cu câteva luni bune în urmă. Priviți ce logodnă, priviți ce perspectivă de căsătorie, cât de diferită este ea, dragi tineri, de perspectiva pe care vă oferă astăzi pragmatismul american. Cât de diferită este familia aceasta tânără. Erau niște tineri, probabil ca voi, probabil mai în vârstă, dar aveau perspectiva căsătoriei și au propus să se căsătorească și au făcut mai întâi angajamentul de logodnă. Dar ei s-au păstrat curați unul pentru altul și n-au avut niciun fel de relație păcătoasă până după terminarea lucrării lui Dumnezeu. Ei, pe acești doi tineri Dumnezeu i-a ales, pentru că ei și-au dedicat viața pentru neprihănire. Și perspectiva căsătoriei e un timp în care trebuie să fii neprihănit. Și atunci când îți cauți o fată e un timp în care trebuie să fii neprihănit. Și atunci când un băiat te curtează e un timp în care trebuie să fii neprihănit. Și atunci când ești predispus să faci un păcat și ispita te cheamă și totul este pregătit, doar să întinzi mâna, și atunci trebuie să fii neprihănit. Neprihănirea este o condiție, este o stare, este o atmosferă. Dragi tineri, frați și surori, noi toți suntem oameni. Și dincolo de cravata noastră religioasă de duminica, în spatele ei este carne, este inimă și sânge, sunt gânduri, sunt dorințe, sunt împrejurări cu gropi mascate de diavolul, sunt ispite, sunt capcane. Și prin tot hățișul acesta al lumii în care trăim, un Dumnezeu care controlează universul ne vrea neprihăniți. Și ne spune că atmosferă de Crăciun înseamnă neprihănire. Așa de mult ne bucurăm că ești aici. Și pentru dumneata este sărbătoare. Probabil ai pus beculețe în casă, ramuri de brad. Probabil ai pregătit ceva special de mâncare. Probabil chiar să ieși undeva cu familia. Însă ce înseamnă toate astea dacă nu cauți neprihănirea lui Dumnezeu? Dacă ai alunecat și ai rămas acolo în păcat și n-ai niciun gând să te ridici. Dacă ești acolo poate de o lună sau de un an și nu zici nimic și te-ai obișnuit și ți se pare că așa e normal. În seara aceasta eu vreau să-ți aduc aminte cuvinte pe care și eu le aud în timp ce le rostesc. Neprihănirea este prima condiție a atmosferii de Crăciun. N-are importanță că ești tânăr și vrei să te logodești. Nu are importanță că ești în vârstă. Nu are importanță absolut nimic. Condiția aceasta cu orice preț trebuie să fie prezentă. Al doilea lucru pe care îl întâlnim în atmosfera de Crăciun
în atmosfera nașterii Domnului este maturitatea. Trăim într-o lume matură profesional. Oameni care sunt în stare să facă dintr-o bucată de tablă o mașină și aleargă pe expres cu 100 și ceva de mile într-o oră. Astăzi tehnologia a atins apogeul, a ajuns la dimensiuni, la nivele pe care nu le mai putem înțelege. Ne uităm la specialiști în anumite domenii și ne mirăm de competența lor, de pregătirea lor. Există maturitate profesională, există maturitate intelectuală, există maturitate biologică, există maturitate de multe feluri, dar oamenii care vin în casa lui Dumnezeu au și maturitate spirituală, care este diferită de toate celelalte, măcar că le compune și pe celelalte. Așa sunt de mirat de atitudinea acestui bărbat. Biblia ne spune că el a observat. Ce spune Biblia? Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată. El a văzut că ea e însărcinată. E ușor să vezi o femeie care este însărcinată. E vizibil. E un semn care nu se poate ascunde. Iosif, bărbatul ei, n-a vrut să o facă de rușine și și-a propus să tacă. Dar toată lumea știa că el e logodnicul ei și toată lumea credea că el e cealaltă jumătate a rușinii. Când am citit asta despre bărbatul acesta, un sentiment de admirație mi-a umplut sufletul. Pentru că mi-am dat seama ce inimă mare poate să aibă un om care vede pe cel de lângă el că greșește și l-acoperă. Nu l-acoperă ca să păcătuiască în continuare, ci l-acoperă ca să-i ofere șansa să se pocăiască. Trăim într-o lume unde oamenii sunt cu ochii pe noi să vadă când păcătuim, pentru ca să ne expună, să exagereze greșeala pe care am făcut-o, să ne compromită și să-și bată joc de noi, dacă poate să ne trimită în locuința morților. Și în fața noastră este exemplul unui bărbat care vede rușinea unei femei care i-a promis fidelitate și el n-a știut că ce se întâmplă e de la Dumnezeu. Încă nu venise îngerul la el. Și totuși bărbatul acesta, probabil, n-am de unde să știu, probabil a gândit așa: fata asta mi-a promis că se va păstra curată pentru mine. Ea ajunge în situația aceasta și el își propune să o lase pe ascuns și să împărtășească soarta ei, să fie solidar cu ea. Este extraordinară atitudinea acestui bărbat. Trăim într-o lume unde invidia, gelozia și răutatea, lipsa de maturitate a oamenilor este cu ochii pe noi. Vor oamenii să intre cu privirile lor în dormitoarele noastre, să vadă ce facem acolo, în casele noastre. Nu mai avem niciun loc unde să fim privat, private, noi înșine. Vor oamenii să știe totul despre noi, să ne spioneze. Și stăm în fața unui bărbat care are maturitatea să acopere greșeala unui muritor, oferindu-i șansa să nu moară, să nu fie omorâtă cu pietre. Ce atitudine de maturitate! Spune Scriptura, dacă îl vezi pe fratele tău, dacă ai ceva cu el, du-te la el și spune-i: vină un pic la mine, frate. Uite, te-am văzut într-o situație rușinoasă, păcătoasă. Eu nu am să merg la păstor să te spun. Eu vreau să-ți spun ție. Și eu sunt om, frate, ca tine. Dar ține minte, eu am să fiu cu ochii pe tine. Și dacă te mai văd că faci chestia asta, să știi că eu mai aduc 2-3 cu mine, pentru ca să îți fie rușine și să te constrângem să nu mai faci asta. Crede-mă că ceea ce fac este să te ajut. Ai încredere în mine că cu ce am văzut sau cu ce am auzit mă duc în mormânt, pentru că îți vreau binele, omule. N-are importanță de vârstă. Maturitatea nu are legătură cu vârsta. Maturitatea este expresia pocăinței, este expresia spiritualității, este expresia unei condiții înalte de relație cu Iisus Hristos. Este ușor să-ți bagi joc de un om sau de o familie sau de o biserică, însă este complicat să cunoști greșeala unui om și în același timp să-i permiți să aibă succes în viață.
lăsându-l să se ducă, că și tu ești din carne. Spunea fratele Wurmbrand că a auzit despre un alt coleg de temniță că a împărțit cina Domnului cu niște, în loc de pâine și vin, a fost bătut până aproape să moară și a împărțit cina Domnului cu excremente omenești. Este de-a dreptul ieșit din comun. Și când omul acesta, după o perioadă de ani de refacere fizică în urma chinului pe care l-a suportat acolo în celula aceea, a venit între ei, în celula unde erau mai mulți, fratele Wurmbrand l-a chemat și l-a întrebat: cum ți-ai permis să faci asta? Omul ăsta s-a uitat la el și a început să plângă, scuturându-se ca un copil. Și a spus: frate, nu mă judeca, am suferit mai mult decât Iisus Hristos. Maturitatea este expresia întâlnirii cu Iisus Hristos. Și toate celelalte opuse, cleveteala, defăimarea, invidia, gelozia, sunt niște expresii ale firii îmbrăcate în haine de biserică. Crăciun înseamnă să fii un om matur, să te uiți la soția ta și să-i mai dai o șansă, că ți este prieten de alergare. Să te uiți la soțul tău și să-l mai acoperi odată, că este omul care plânge și râde alături de tine. Să te uiți la copilul tău și să-l mai încurajezi odată. Și să te uiți și la fratele de lângă tine și dacă pentru prima oară l-ai văzut într-o situație, dă-i șansa să se ridice, poate că învață din asta. Iar dacă nu învață, fă ceea ce știi că este drept să faci. Maturitatea este o atmosferă de Crăciun. Noi suntem aici, însă atmosfera aceasta este cu noi. Al treilea lucru pe care îl descoperim aici este unitatea. Dumnezeu pune împreună un bărbat și o femeie pentru ca să-și atingă scopurile. Este aici un verset atât de gingaș, ascultați-l. Ea va naște un fiu, tu îi vei pune numele. Înțelegeți cooperarea? Ea va naște, tu îi vei pune numele. Ea va face ceva, ce poate ea. Tu vei face altceva, ce poți tu. Dumnezeu pune împreună doi oameni care nu mai aveau motive să fie puși împreună. El era suspicios, el se gândea la tot ce este mai rău, probabil că avea resentimente împotriva logodnicei lui. Și Dumnezeu îi pune împreună ca să-și atingă scopurile. Frate, poate nu-ți place de mine, poate nu-mi place de tine, dar dincolo de privirile pământești și firești, din carne, vreau să-ți spun un lucru. Dumnezeu ne vrea împreună. Dumnezeu vrea să pui mâna ta în mâna mea. Și chiar dacă tu ca om găsești în mine nu cea mai potrivită și agreabilă persoană pe care o cauți, tu trebuie să înțelegi că de dragul lui Iisus pe care îl iubești, tu trebuie să fii aici lângă mine și eu lângă tine. Eu să fac una și tu alta, pentru ca lucrarea lui Dumnezeu să se îndeplinească. Dacă tu stai să gândești firește, nu vei găsi într-o mie și ceva de oameni prezenți în această seară aici mai mult de 10 cu care simți să iei dinner în seara asta. Pe restul, nici nu vrei să-i mai vezi până duminica viitoare. Nu sunt oameni cu care firește simți atracție pentru ei. Dar ascultă-mă, Dumnezeu te vrea împreună cu oamenii ăștia. Poate-s diferiți de tine, poate le place altă mașină, poate le place să se îmbrace puțin diferit, poate le plac lucruri diferite, atât de diferite încât n-ai nicio legătură cu ei. Dar Domnul a pus-o pe femeia aceasta să nască, pe fata aceasta să nască și pe el să pună nume copilului. Și din doi a făcut unul în lucrarea lui. Frate, unește-te cu fratele tău, soră, unește-te cu sora ta în credință, să fie o unire în duhul, o unire în scop,
O unire în priorități, în valori, o unire în metode, pentru că mergem pe același drum. De ce să mergem separați? De ce să ne uităm unul urât la altul? Atmosferă de Crăciun înseamnă unitate. Frate, n-ai încotro, trebuie să mă iubești. Frate, n-am încotro, trebuie să te iubesc. Crăciun înseamnă să călătorim amândoi pe drumul acesta înspre cer. Dumnezeu ne vrea împreună. Împreună putem face lucruri mai mari decât despărțiți. Dumnezeu nu lucrează în dezbinare, în partide, în mișelii. Dumnezeu nu lucrează într-o atitudine de banditism, mascat sau nemascat. Dumnezeu lucrează în inimi de oameni care, deși imperfecți, acceptă pocăința, își recunosc limitele și acceptă să se pună umăr la umăr și să meargă înainte pentru numele celui care este Domnul. Dă mâna fratelui tău, dă mâna surorii tale, unește-te în duhul cu oamenii din jurul tău. Distruge tot ce este firesc. Fii un element care topește ce e firesc și care amplifică ce este duhovnicesc. Fii un om care încurajează unitatea. Să țineți minte, unitatea este gustul și plăcerea lui Dumnezeu, nu a diavolului. În felul acesta îi veți cunoaște pe oameni. În al patrulea rând, observăm în Scriptură, al cincilea element al atmosferei de Crăciun este credința. Credința este atitudinea să accepți ceea ce e împotriva logicii, ceea ce e împotriva circumstanțelor, a percepției, să vezi tu cu ochii tăi una și Dumnezeu să spună, nu-i nicio problemă, du-te. Imaginați-vă ce credință a trebuit să aibă această fată într-o țară unde era omorâtă cu pietre dacă rămânea însărcinată. Era logodită, peste o vreme relativ scurtă urma să se căsătorească și să fie fericită, și vine Dumnezeu și îi strică toate planurile, punând-o într-o situație absolut ridicolă și riscantă. Și această persoană nu gândește firește, nici măcar nu raționează și spune, iată roaba ta, facă-mi se după voia ta. Dar tu crezi un înger care a venit la tine? Credința este elementul de a te arunca în brațele lui Dumnezeu atunci când nu vezi brațele acelea. Credința este elementul care înseamnă să te duci când tu simți omenește și firește să te întorci. Sigur că există și credință rea, după cum există credință bună. Aduceți-vă aminte de credința intelectuală a preoților. Și ei au avut credință. Vă aduceți aminte că ei știau unde se va naște Hristosul? Ei spun, acolo se va naște Hristosul. Dar credința aceasta nu i-a dus pe ei acolo. Știți cât de departe erau de locul unde s-a născut Hristos? Vreo 6 mile. 6 mile? Da. Se urcau pe un măgar sau pe o cămilă și într-o jumătate de oră erau acolo. O oră. Și nu s-au dus, măcar că știau. Nu-i suficient să știi? Noi tot știm. Ce? Știți dumneavoastră ce? Totul. Există și o credință demonică a lui Irod. Irod a avut o credință demonică și el acționează în baza credinței lui. Oamenii acționează în baza credinței lor. Aduceți-vă aminte ce spune el magilor. Întoarceți-vă pe la palat și spuneți-mi și mie despre noul împărat, că vreau și eu să mă duc să mă închin. Banditule ce ești, vrei să te duci să te închini, a? Dacă Domnul nu s-ar fi descoperit acestor magi să nu se ducă, s-ar fi dus săracii. Pentru că n-aveau niciun motiv să se îndoiască de afirmația lui. Poate omul să cunoască inima omului? Nu. Omul vede ce se vede. Însă acest om perfid a avut o credință demonică în inima lui. Priviți păstorii, pe Maria, pe Iosif, priviți magii, că au avut o credință care i-au condus la Iisus. După aceasta să cunoașteți credința adevărată, te conduce la Iisus Hristos.
nu te conduce la palat, nu te conduce până la o distanță de 10 km de locul unde s-a născut Hristos, ci te aruncă în brațele Lui, te pune la picioarele Lui. Aceasta este credința adevărată. N-aș vrea deloc să te supăr în seara asta, pentru că este ajunul Crăciunului și ai venit aici să te bucuri. Dar vreau să te întreb, credința pe care o ai, te duce la picioarele lui Iisus Hristos sau nu? Te rog în această seară, alături de mine, gândește-te. Credința este un element care compune atmosfera de Crăciun. Al cincilea lucru care compune atmosfera de Crăciun este sacrificiul. Observați, vă rog, că întotdeauna lucrurile se fac cu sacrificiu. Lucrurile mici cu sacrificii mici, lucrurile mari cu sacrificii mari. Ce sacrificiu mare a făcut Biserica Betania în anul 2006 să cumpere centru creștin? Sunt printre dumneavoastră oameni care s-au dus și s-au împrumutat. Și probabil cei mai mulți ați făcut asta. Probabil că aveați niște bănișori strânși pentru ceva anume și ați luat pe toți sau o parte din ei. Bani munciți de dumneavoastră cu transpirație și v-ați dus la casierie doar pentru că ați simțit că acesta este un sacrificiu pe care trebuie să-l faceți. Câtă satisfacție ai chiar în clipa asta, în timp ce stai pe bancă, pentru sacrificiul pe care l-ai făcut? Aduceți-vă aminte cât sacrificiu a făcut Maria. Putea să-și piardă reputația, numele, viața. Aduceți-vă aminte cât sacrificiu a făcut Iosif. Putea să-și piardă iubirea, adică logodnica. Putea să-și piardă viața. Aduceți-vă aminte cât sacrificiu au făcut magii. Au cheltuit timp, au cheltuit bani. S-au expus într-o călătorie lungă la tot felul de tâlhării posibile. Și-au abandonat slujbele, o călătorie atât de lungă, cu mijloace de transport atât de încete ca în vremea aceea, cămilă, măgar, se făcea foarte, foarte încet. Oamenii aceia au plecat pentru luni de zile. Cine le-a mai plătit? Cine le-a mai dat bani? Cine le-a făcut slujbele? Dar pentru că au văzut steaua, au știut că trebuie să plece. Bani n-are importanță, timp n-are importanță, slujbă n-are importanță. Am văzut steaua. Nu pot să văd steaua și să rămân pe loc. Mă mișc, fac ce pot. Nu pot să fac cât omul ăsta sau cât omul ăsta, dar pot cât eu. Nu ți se cere să faci cât cel de lângă tine. Ți se cere să faci cât poți tu. Stai în fața lui Dumnezeu, ai liniște în conștiință că ai făcut cât ai putut? Financiar, în aspecte de slujire, în aspecte de dedicare, de sacrificii, în alte aspecte. Șase, descoperire dumnezeiască. Într-o atmosferă de Crăciun există descoperire dumnezeiască. Priviți cum prezintă cuvântul lui Dumnezeu vizita cerească de care au parte oamenii care trăiesc în neprihănire, care au maturitate, care trăiesc în unitate, care sunt credincioși și care se sacrifică. Primesc vizita îngerului. De când am fost copil, mi-am dorit să văd un înger. Eu nu cred că există măcar un om în seara asta aici care să nu-și dorească să fie vizitat de un înger și să trăiască sentimente cerești. Ce mult am vrea noi să fim plini de Duhul Sfânt, să vorbim în limbi, să avem descoperiri, să vină prin noi cuvinte de descoperire, de prorocie, să ne punem mâinile peste bolnavi și să se vindece, să avem darul credinței, al deosebirii duhurilor, sau tot felul de alte manifestări supranaturale care vin de la Dumnezeu. Însetăm după descoperiri dumnezeiești, predicăm despre descoperiri dumnezeiești, spunem generații acesteia de copii ai noștri să se ducă înspre experiențe de descoperire dumnezeiască. Și totuși, experiențele acestea de descoperire dumnezeiască sunt rare. Aveți nevoie de explicație? Ultimul lucru pe care îl rostesc este că atmosfera de Crăciun înseamnă ascultare.
Vine un înger la o fată și îi cere un lucru inadmisibil. Și ascultă. Vine un înger la logodnicul ei și îi cere un lucru ciudat. Și ascultă. Și cuvântul lui Dumnezeu spune în versetul 24. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului. A făcut cum îi poruncise îngerul Domnului. Eu știu că dumneata ai experiențe cu Domnul, mai multe, mai puține. Ești în această seară mulțumit în inimă că ai făcut ce ți-a descoperit Dumnezeu de-a lungul vieții? Sau ești o persoană care te-ai împotrivit mereu glasului divin, care a încercat să te modeleze, care a încercat să te împingă într-un anumit domeniu de slujire? Ești o persoană care asculți de Dumnezeu? Poate te întrebi, omule, predicatorule, cum să ascult de Dumnezeu? Uite cum. Dumnezeu spune să te pocăiești. Este cineva aici care până în seara asta n-a ascultat de această poruncă? Altceva Dumnezeu spune cine crede să se boteze. Sunt aici persoane care încă nu s-au botezat în apă. Aceasta înseamnă neascultare. Apoi Domnul te vrea să faci ceva potrivit darurilor pe care ți le-a dat. Faci lucrurile acestea sau ești un om care te concentrezi doar asupra serviciului, doar asupra familiei, doar asupra business-ului și spui lasă că o să am eu timp de Dumnezeu și altă dată. Asta este neascultare. Și ai venit aici împreună cu mine și eu am venit împreună cu dumneata să fim în atmosfera de Crăciun. Este aceasta o atmosferă de Crăciun? Există atmosferă de Crăciun fără neprihănire? Există atmosferă de Crăciun fără maturitate? Există atmosferă de Crăciun fără unitate? Există atmosferă de Crăciun fără credință? Fără ascultare? Fără descoperire dumnezeiască? Nu. Dacă nu, care dintre lucrurile acestea îți lipsesc? Te rog, nu pleca acasă, nu încerca să-ți scapi. Stai, stai, unde te duci? De ce încerci să fugi? Stai un pic. Haideți să stăm înaintea Domnului și să ne întrebăm care sunt lucrurile care ne lipsesc? Neprihănirea? Maturitatea? Credința? Sacrificiu? Ascultarea? Descoperirea dumnezeiască? Niciunul dintre noi nu a ajuns la capătul drumului. Fiecare mai avem dintre aceste 7 lucruri, anumite lucruri pe care trebuie să le facem în viața noastră. Mă doare gura să vă spun că le-am rezolvat? Nu mă doare, pot să vă spun că le-am rezolvat pe 14, nu pe 7. Dar eu îmi cunosc viața, ne-ați cunoști viața. Ne-a mai dat Dumnezeu un Crăciun, nu doar să ne învârtim în jurul bradului și să ne facem cadouri. Ne-a mai dat Dumnezeu un Crăciun ca să căutăm neprihănirea. Ne-a mai dat Dumnezeu un Crăciun ca să privim la noi câtă maturitate avem și să ne luăm angajamente serioase. Ne-a mai dat Dumnezeu un Crăciun ca să ne unim, frate, să ne unim. Ne-a mai dat Dumnezeu un Crăciun ca să fim mai credincioși. Ne-a mai dat Dumnezeu un Crăciun ca să ne propunem să ne sacrificăm pentru Dumnezeu, că numai ce facem pentru El rămâne. E adevărat, trebuie să avem o casă și confort și o mașină cât mai bună. Dacă Dumnezeu ne binecuvintează, mulțumim. Dar o să uităm noi lucrarea lui Dumnezeu? O să facem pe șefii cu banii pe care ni-i dă Dumnezeu sau pe administratorii? Ne-a mai dat Dumnezeu un Crăciun ca să ascultăm de Domnul. Și ne-a mai dat Dumnezeu un Crăciun ca să dorim descoperire dumnezeiască. Fratele meu, te rog să-ți iei doar câteva clipe de rugăciune și înainte să pleci, nu în fața mea, ci în fața aceluia în care și eu stau alături de dumneata. Stai și cercetează-te în aceste domenii și întreabă-te, Doamne, în viața mea există atmosfera asta sau doar încerc să pară?
frații mei de aici din sală, din sanctuar, frații mei de la balcon, oamenii lui Dumnezeu care sunteți aici în ajunul Crăciunului, vă rog, așezați-vă în fața Domnului, numai dumneavoastră și El, și luați aceste 7 lucruri pe rând și încercați să le găsiți în dumneavoastră, iar dacă nu sunt, credeți-mă, pentru asta v-a adus Domnul aici, ca să ne pocăim. Vă invit respectuos să ne ridicăm un pic.